Accident rutier cu victime în apropiere de Pașcani. În dimineața zilei de sâmbătă, 25 august, în jurul 9:30, pe drumul județean din comuna Moțca, a avut loc o coliziune în lanț în care au fost implicate 3 mașini. În urma impactului, două femei aflate într-un autoturism cu număr de București au fost rănite ușor la cap și coloană. La fața locului au sosit două echipaje medicale de la ambulanță și de la SMURD, victimele fiind transportate la Spitalul Municipal Pașcan pentru îngrijiri medicale. Accidentul a avut loc din cauza neatenției uneia dintre șoferi. O auto utilitară cu număr de înmatriculare Iași 08UWA, care oprise pentru a vira la dreapta, a fost proiectată în șanț de mașina din spate, un Golf cu numere de București. Impactul a avut loc după ce autoturismul în care se aflau cele două femei a fost lovit puternic din spate de o altă utilitară cu număr de Satu Mare, din cauza neatenției șoferului care nu a păstrat distanța regulamentară. În dimineața zilei de 25 august 2012, la ora 8:45 pe DN28A, interiorul localității Moțca, a avut un accident ușor de circulație comis în următoarele împrejurări. Pe DN28A se deplasa un autoturism marca Ford, iar datorită faptului că nu a păstrat distanța corespunzătoare față de un alt autovehicul, a intrat în impact cu un autoturism. În urma acestui impact a fost acroșată o a treia mașină, iar ca urmare a accidentului au fost rănite două persoane de sex feminin aflate ca pasageri în autoturism. Ambele persoane au fost internate la Spitalul Municipal Pașcani cu diagnosticul de policontuzionat prin accident rutier. În cauză, poliția a întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporal din culpă. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările accidentului. Cei trei șoferi au fost duși la spital pentru a li se recolta probe de sânge. Aproximativ 90 de pacienți s-au prezentat în acest sfârșit de săptămână în departamentul de primiri urgențe al Spitalului Municipal Pașcani. Cei mai mulți sunt agresați, accidentați, policontuzionați, dar și agresivi. Doctorilor din secția primiri urgențe al Spitalului Municipal le s-a demonstrat încă o dată că meseria de medic este una periculoasă. Sâmbătă, un bărbat de 22 de ani a fost adus cu ambulanța la Spitalul Municipal după ce a mers la discotecă unde a consumat alcool și a căzut din picioare. Mai mult, tânărul era cunoscut de către medici ca bolnav de epilepsie și nu avea voie să consume alcool. Ajuns în compartimentul de primiri urgențe, acesta și-a revenit și a devenit agitat, având tulburări grave de comportament. El a agresat medicul și personalul medical, aruncând în ei cu ce îi cădea mână. În cele din urmă, doctorii au chemat poliția care l-a ridicat pe tânăr și l-a transportat la secție. Duminică 26 august, doctorii au avut din nou nevoie de ajutorul polițiștilor când un bărbat de 29 de ani din localitatea Boldești a ajuns cu mai multe plăci tăiate în compartimentul de primiri urgențe Spitalului Municipal Pașcani. Când au vrut să-l interneze, doctorii au fost agresați după ce bărbatul a cerut să fie externat. De 22 de ani, care are în antecedente comițialitate, care nu și-a luat tratamentul, care la discotecă a consumat băuturi alcool, ce a făcut normal crize comițiale și în căzându-se s-a lovit, prezenta multiple plăgi și scoriații la nivelul extremității cefalice. Când a fost adus la noi, era conștient, fără semne de focalizare, dar extrem de agitat, chiar violent față de personalul medical și față de toată dotarea care există în compartimentul de primiri urgențe, motiv pentru care colegii noștri care au fost de gardă au fost nevoiți să cheme un echipaj de poliție care l-au ridicat și l-au dus la sediul poliției. A mai fost un tânăr de 24 de ani din Boldești cu multiple plăgi tăiate de clară agresiune prin alba-albă. Plăgile frontale, parietale, occipitale și, bineînțeles, în etilism, sare de etilism acut, care a plecat la cerere. Judecătoria Pașcani are un nou președinte. Începând cu data de 15 iulie, instituția va fi condusă de judecătoarea Anca Natalia Costea, în urma promovării unui concurs. Înainte de a veni la Pașcani, și-a desfășurat activitatea la judecătoria Vaslui, apoi la tribunalul din Galați. Menționăm că până acum, după plecarea judecătoarei Cristina Truțescu la Curtea de Apel Iași, interimatul a fost asigurat de către judecătorul Florin Colipcă, de la Iași. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii numărul 513/2012 a fost numită în funcția de președinte a judecătoriei Pașcani doamna Costea Anca Natalia, începând cu 15 iulie 2012. Doamna judecător este absolvent INM promoția 2007 și înainte de a absolvi examenul de numire în funcția de conducere, a mai funcționat în cadrul judecătoriei Vaslui și în cadrul tribunalului Galați. Și
Școala Specială din Pașcani derulează un nou proiect european. De această dată se adresează cadrelor didactice care lucrează copiii care au dizabilități severe pentru formarea de noi competențe profesionale. Proiectul va fi derulat în perioada 27 august-16 septembrie 2012 în parteneriat cu o școală specială din Polonia. Se intenționează formarea 10 specialiști în psihologie, psihopedagogie specială, logopezi și kinetoterapeuți care au mai participat și la alte cursuri de specializare în domeniu. Școala Specială Pașcani derulează încă un proiect cu finanțare europeană. Este un proiect Leonardo da Vinci Mobilități, intitulat Formarea de noi competențe și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu dizabilități. Grupul țintă al proiectului este format din 10 profesori. Acești profesori au urmat stagii de pregătire lingvistică, respectiv limba engleză, culturală și pedagogică. Începând de astăzi, profesorii sunt plecați la partenerul nostru din proiect, din Polonia, unde timp de 3 săptămâni vor învăța să aplice practic noi metode folosite în lucrul cu copiii cu deficiență severă. Douăzeci și opt de învățători din Pașcani și școlile din comunele învecinate participă începând de astăzi la un curs de formare în vederea predării la clasa pregătitoare. Instruirea se desfășoară la școala Iordache Cantacuzino timp de 2 săptămâni de zile sub coordonarea unui specialist din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași. Acțiunea are loc și în alte localități din județ, în total fiind înscriși 285 de cursanți. De asemenea, în perioada 3-7 septembrie va avea loc cea de-a doua etapă a concursului la care vor participa 119 dascăli din tot județul Iași. Menționăm că la Pașcani vor avea clase pregătitoare în școlile generale de la Lunca, Blăgești și Sodomeni și școala gimnazială Iordache Cantacuzino, precum și colegiul economic Nicolae Iorga, liceul Miron Costin și liceul Mihai Busuioc. Aici la Pașcani va fi un curs de formare face-to-face timp de 1 săptămână, urmând ca a doua săptămână să existe cursuri de formare cu învățătorii care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2012-2013 în alte centre, Târgu Frumos, Hârlău, Iași, mai multe centre și, bineînțeles, în restul țării. Platforma de e-learning a cursului a fost elaborată în cadrul proiectului POSDRU menționat anterior de către compania Softwin și în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și casele corpului didactic din mai multe județe din țară. Vreau să vă spun că această platformă de e-learning va fi activă pentru cursanți după partea de formare face-to-face, astfel încât ei să poată comunica, să poată pune materialele realizate în urma informării directe și să poată să facă schimb de experiență pe durata nu numai a cursului, dar și după finalizarea acestuia. Practic, pe acel site se va crea o bază de date cu materiale realizate special pentru predarea materiei la clasa pregătitoare și, de ce nu, continuând în anii următori cu predarea materiei abordând curriculum integrat și predarea integrată în anii școlari următori din ciclu primar. Alegerile parlamentare din România vor avea loc în data de 2 decembrie, conform precizările Ministrului Administrației și Internelor Mircea Dușa. Guvernul urmând să ia în ședință din 1 septembrie decizia legată de organizarea scrutinului. Ministrul a explicat că există o constrângere constituțională privind data alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, iar scrutinul nu poate fi organizat mai devreme în noiembrie, așa cum s-a spus până acum. Astfel, Constituția stipulează că Senatul și Camera Deputaților sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungește de drept în stare de mobilitate, de război, de asediu sau de urgență până la încetarea acestora. Alegerile pentru Camera Deputaților și pentru Senat se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. Parlamentul nou ales se întrunește la convocarea președintelui României în cel mult 20 de zile de la alegeri. De asemenea, Senatul este legal constituit după validarea mandatelor a 3/5 din numărul total de senatori.
Vineri 31 august debutează noul sezon fotbalistic în Liga a 3-a. În această competiție se află înscrisă și echipa locală CSM Cosarom. Obiectivul echipei rămâne o clasare în zona jumătății clasamentului, iar pentru acest lucru a fost nevoie de achiziția câtorva jucători. Astfel, Adrian Chereși a apelat la serviciile a 8 noi jucători. Aceștia sunt următorii: Cosmin Bârlădean, de 19 ani, venit de la Oțelul 2 Galați, Adrian Carage, de 26 de ani, din Republica Moldova, el mai trecând pe la Nistru Otaci. Un alt jucător adus la echipa pășcăneană este Sebastian Șuh, care a evoluat la echipă din Liga a 3-a din Italia. Marius Chiopu, de 21 de ani, a ajuns la formația pășcăneană după ce a debutat la Cetatea Târgu Neamț. Au revenit la echipa pășcăneană Petru Agrigoroai, de 19 ani, după ce a jucat un sezon la LPS Iași, și Laurențiu Giurgiuveanu, de 18 ani, de la Botoșani. Ultimele două achiziții sunt Răzvan Angheluș, de 21 de ani, și el venit de la LPS Iași, și Bogdan Chimir, de 27 de ani, de la Cișnădie. Menționa faptul că echipa pășcăneană a pierdut ultima partidă de pregătire disputată acasă în compania formației Sporting din Suceava cu scorul de 0-2. Pot să spun decât că am luat bătaie cu 2-0. A fost totuși un meci util, benefic pentru noi. Mi-am dat și-o seama ce mai bine făcut în săptămâna premergătoare jocului cu Petro Tub Roma. Sper să remediem greșelile care le-am făcut la ultimul joc de pregătire, cel cu Sporting Suceava, și meciul cu Roman să-l tranșăm în favoarea noastră. Sunt convins de acest lucru. Știu ce spun și mizez pe dorința de revanșă a jucătorilor pe care îi antrenez. Am fixat asupra unui lot de 24, poate 25 de jucători, dintre care 4 portari. E un lot echilibrat, atât ca valoare, cât și ca, să spun așa, cantitate. Experiența unor jucători se îmbină cu dorința de afirmare a tinerilor jucători. Avem în lot 10 jucători sub 21 de ani, restul sunt jucători peste 21. Sper să, din acest lot, să reușesc să încheg o echipă. Mă refer în primul rând la primul joc, cel cu Petru Trub Roman, care este și cel mai greu, fiind primul, și să reușim să câștigăm primul joc de care ne leagă mari speranțe. Sper ca la meci cu Roman să reușim ratările care le-am avut în, nu numai în jocul cu Sporting Suceava, și în celelalte jocuri de pregătire, să reușim totuși să înscriem un gol mai mult decât adversarul.